Salutare din nou tuturor! Bine ați venit pe acest canal! Astăzi am să vă arăt cum putem să facem o mască pentru te naturală într-un mod ușor. Avem nevoie de doar 3 ingrediente. Un albuș de ou, fulgi de ovăz integral măcinați și ulei de lămâie sau de măsline. Eu fulgii de ovăz i-am avut întregi, tocmai am măcinat într-un blender. Referitor la uleiul de lămâie, în rețeta de astăzi am să folosesc din uleiul de lămâie făcut de mine în casă. La încheierea acestui filmuleț ai sus în partea stângă un videoclip cu prepararea uleiului de lămâie în casă. Dacă ești interesat, îl poți viziona oricând dorești. Oul este bun nu doar consumat intern, ci are și beneficii pentru piele dacă este aplicat extern sau sub formă de mască. Este extrem de benefic. Cu el se pot face diferite măști pentru diverse probleme ale pielii. Fulgii de ovăz integrali. Ovăzul este un ingredient ideal pentru măștile de față, fie că ai un ten sensibil, acneic sau gras sau uscat. Cu el poți face diferite măști naturale în funcție de tipul de ten sau de problema pe care o ai. Măștile de față cu fulgi de ovăz pot face adevărate minuni asupra pielii. Uleiul de lămâie, se știe despre el că este un bun calmant, aduce frumusețe și prospețime pielii, dar și contribuie la sănătatea ei. Acum să revenim la rețeta noastră. Pentru început, trebuie să batem foarte bine albușul de ou până se face spumă. Eu am să folosesc o furculiță. După ce terminăm, adăugăm o lingură cu fulgi de ovăz măcinați. Amestecăm bine. Iar acum punem și o linguriță ulei de lămâie sau de măsline. Și amestecăm din nou totul foarte bine. Este gata. Se folosește în felul următor. Cu o pensulă, o dischetă de bumbac sau cu mânuțele se aplică pe pielea curățată, pe față, gât, decolteu, mâini. Se masează ușor. Se lasă să acționeze 20 de minute. După acest timp, se spală cu apă caldă, apoi cu apă rece, cu un demachiant. Iar la final, se aplică o cremă hidratantă. Se poate și cea pe care o folosești de obicei. Această mască este potrivită atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Este o mască 100% naturală. Din amestecul făcut, se aplică doar o singură dată. Se face de 2 sau 3 ori pe săptămână. Masca este potrivită aproape pentru toate tipurile de piele. Această mască catifelează, dă luminozitate, strânge pielea lăsată, oferă elasticitate și fermitate, curăță punctele negre și strânge porii deschiși. Este o mască care este considerată mai puternică decât botoxul. Eu personal aplic această mască de foarte mulți ani și te asigur că este eficientă, nemaipomenită. Cu siguranță te va impresiona, să îți fie de folos.
Frumusețea este definită ca un aspect care aduce multă bucurie și fericire persoanei care o deține. Cu toții suntem oricum frumoși. Fiecare persoană în parte este frumoasă în felul ei, iar toate acestea sunt doar câteva mici detalii care contribuie la strălucirea și energia noastră. Așadar, niciodată nu este târziu să-ți lași corzile sufletului să fie atinse iarăși de bucuria de a-ți aduce mereu și tot mereu un gram de frumusețe în plus. Sper că acest videoclip să ajungă la tine, să îți fie de ajutor și să-ți aducă bucurie. Ne revedem în următorul videoclip pe acest canal. Pe curând!